Opinia publică din România crede că țara noastră este foarte slab pregătită pentru a face față problemei imigranților. Chiar și așa, majoritatea cetățenilor manifestă dorința de a participa la proiectul european prin care refugiații să fie ajutați. La Giurgiu, ca și în alte localități din țară, există o unitate în care imigranții pot beneficia de apă, hrană, cazare și servicii consulare. Giurgiuvenii spun că sunt de acord cu primirea refugiaților, dar numai într-un anumit număr, pentru că nivelul de trai în oraș este destul de scăzut. Credeți că România ar trebui să primească refugiați? Întâi să rezolve problema cu șomerii, pe care iară și oamenii sunt nutriți. Da, dar nu un număr mare. La Giurgiu ar trebui să vină? La Giurgiu? Da, dar nu mulți. Că și așa orașul este fără industrie, să le dea loc, să le asigure un loc de muncă, nu au industrie. Să primească, că sunt amărâșe, ce să mai facă, încotro să o ia, că nu de bine fuge din țara lor. Ar exista posibilitatea să vină și la Giurgiu? Să vină, dacă avem condiții pentru ei. Trebuie ajută și oamenii, nu trebuie lăsați pe stradă, nu știu, părerea mea. Dar ar fi posibilitatea să vină și la Giurgiu? Da, dacă sunt locuri de cazare, atâta timp cât sunt disponibile, de ce să nu? Asta ar fi istoric o migrație, era poporul barbare, deci atunci, acum o migrație care nu știu cum poate fi explicată. Așa că, dacă e, ăsta este un început și, eu știu, ar putea veni China să-și trimită jumătate din populație și nu mai poate opri nimeni. Da? India, la fel, care are. Deci, și n-ar fi trebuit încurajat asemenea fenomen. Giurgiuvenii vor ca refugiații să primească sprijin, dar se gândesc și la necazurile pe care aceștia le pot aduce. Temerile lor se referă în principal la pericolul creșterii manifestărilor radicale. Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Giurgiu are posibilitatea de a găzdui 150 de imigranți.